Și prieteni, a venit vremea despărțirii și E36-lea, a doua noastră mașină de proiect, se vinde. Coincidență sau nu, mașina pleacă tot la Constanța, la un abonat de-al nostru, pe nume Costi. El nu o să poată să vină personal după mașină, o să trimită o platformă după ea. Vă mai lăsăm câteva cadre cu ea înainte de marea despărțire. Încă un proiect finalizat cu succes. Totul a ieșit perfect și de data aceasta. Prieteni, suntem din nou la garaj. Este o zi de iarnă ploioasă. După cum vedeți, mașinile stau aici la noi în curte, în ordinea plecării. E36-le primul, E92 acolo în spate. Și așa cum este vremea ploioasă, mohorâtă și urâtă, avem și noi o veste proastă. Trebuie să ne despărțim și de pisicuță. E36-le este vândut, așteptăm să vină platforma după el și E36-le pleacă direct la Constanța. Nu știu ce constanțenii ăștia au prins drag de noi, a doua mașină de proiect care pleacă în Constanța. E46-le a plecat tot la Constanța. Un băiat pe nume Costi a trimis platforma după mașină. Așteptăm să vină platforma de Constanța și să urcăm E36-le sus. Proiectele trebuie să continue și E36-le pleacă. Ne despărțim cu greu de el, nici vremea nu prea ne ajută, este posomorâtă așa cum este și starea noastră de spirit. Hai să dăm și o ultimă cheie, să vedem cum pornește și să pregătim mașina de drum. Am pregătit și două scânduri să putem urca ușor pe platformă. Hai să dăm o cheie. Pornim mașinuța. Ultimul video cu E36-le coupé. Din păcate trebuie să plece și acesta. Dar nu suntem dezamăgiți, pentru că proiectele continuă. Avem surprize mari pentru voi. O să vedeți ce v-am pregătit în anul acesta. Și le dăm puțin mașina. Și mașina este gata de drum. Toate lichidele sunt complete, inclusiv lichidul de semnalizare. Totul este ok. Totul funcționează brici. Sperăm ca viitorul proprietar să se bucure de ea la fel de mult cum ne-am bucurat și noi făcând-o. Ok. Cam atât și cu proiectul E36. Ok, să vină platforma și să urcăm sus.
Salut, salut, drum bun spre Constanța. Prieteni, și cam atât a fost. E36 le pleacă la Constanța. Sper ca și Corsi să aibă mare grijă de el, așa cum am avut și noi. Atât a fost și cu E36-le. Pa, pa! Saluti! BCG! Încă un proiect finalizat și vândut. Urmează altele! Și prieteni, acum că E36-le este vândut și a plecat de la noi, haideți să băgăm E92 în garaj și să continuăm să mai lucrăm pe el și să vedem ce mai avem de făcut. Și pentru că este destul de târziu și nu mai apucăm să facem multe lucruri pe E92 acum seara, mai avem și alte treburi, ne vedem a doua zi. Și prieteni, suntem din nou la garaj. Astăzi lucrăm pe E92, așteptăm să ne ajungă ceva piese, ceva părți de caroserie, până ajung piesele noastre comandate. Ne-am gândit să schimbăm puțin și aerul la interior, dăm scaunele jos, bancheta jos, fețele de ușe jos, pentru că le vom duce la retapizat. Lăsați în comentarii ce culoare credeți că o să le facem sau ce culoare credeți că dă bine pe interior la E92, având în vedere că mașina este neagră. Și începem cu scaunul șoferului, să-l dăm jos, după aia trecem la scaunul pasagerului, banchetă și cele din urmă fețele de uși. Thank you.
Da, și în sfârșit am reușit să luăm totul din interior jos de pe N92. Banchetă spate, scaune față, fețe de uși față, spate. Priviți, aici sunt. 0 să le reducem la retapițat. Și retapițarea scaunelor și montarea lor înapoi pe mașină în vlogul următor. Lăsați în comentarii ce culoare credeți că ar da bine pe ele să se asorteze cu mașina. Data viitoare sperăm să le vedem și retapițate, totul să fie perfect. Până data viitoare, noi v-am salutat. Numai bine, pa, pa!